Bună ziua, dragilor! E primul meu video și aș vrea să vă prezint Sim Symphony de 50 cm cubi. Am văzut că pe YouTube, pe net, nu sunt date despre modelul acesta. Eu l-am de 2 ani. Sunt foarte mulțumit de el, foarte, foarte mulțumit. Este un scooter foarte bun, nu e chinezesc, cum aud de la unul și de la altul. E un scooter rezistent. Are roți pe 16, deci amortizează mai ușor când ai pește gropi. Este modelul acesta din 2021, care l-am eu, este Euro 5. Nu are ABS modelul și nu știu să fie cele de 50, nu știu să fie cu ABS. Este pentru două persoane. Șaua este mare. Are loc cel din spate unde să-și pună picioarele. Aici se poate adapta top case-ul. Aici din nou pentru pus picioarele. Eu fac și livrări și atunci am suportul pentru telefon. Aici, ce e foarte important, poți să pui o plasă să duci. Poți să pui la picioare o plasă mai mare. Bordul este foarte util, foarte bun. Uitați, am 46.000, peste 46.000 de kilometri, fac reviziile la timp, nicio problemă n-am avut cu el. Ce deja dezavantaj are este, și toate modelele de 50 sunt, să zic așa, puturoase la deal, adică urcă mai greu. Eu stau în Cluj, e o zonă deluroasă, pe pante mari, și pe cea mai mare pantă din Cluj, pe o stradă, maxim 15 la oră. Pe o pantă normală, undeva la 30 la oră, maxim 30 la oră. Ce e foarte important, are suport. Aici poți să-ți pui cablu, poți să-ți pui încă un cablu, ca un buzunăraș micuț. Să-ți încarci telefonul, poți să-ți pui un pormoneu. Pe urmă, priză USB. Să-ți încași telefonul. Și să auzim cum sună. Trebuie să-l țin cu ambele mâini ca să pot să pornesc. Un moment. Așa, l-am pornit.
Aici avem accelerația. Aici avem semnalizare. Uite, semnalizare stânga. Aici avem semnalizare dreapta, dăm butonul în partea dreaptă, semnalizare dreapta, apăsăm, se închide semnalizarea. Aici avem claxon. Și aici avem faza lungă. Pornim faza lungă. Aici e faza lungă. Faza lungă. El tot timpul când pornește are faza scurtă. Sau pentru drum. Lumina de drum. Uita semnalizarea. Semnalizarea pe spate. Poziția. Luminare număr. Symphony. Mare, mare avantaj cu roțile de 16. Foarte mare avantajul. Ce e foarte important, la fiecare 1000 de kilometri, vedeți, are 551 călătorie, la fiecare 1000 de kilometri se aprinde becul de ulei, care îți arată că după ce ai făcut 1000 de kilometri să verifici jauja, cum stai cu uleiul. La fiecare 1000 îți apare aici un beculeț portocaliu și îți spune că să verifici. În momentul când vrei să nu-ți mai rămână aprins, apeși pe el, îți apare 551 sau acum am 551, deci când apare 1000, efectiv apăs pe butonul ăsta, țin apăsat până mi apare 0, se resetează la 0. Aici mi apare încărcarea bateriei, 14V, ora, 14V, ora și kilometrajul. Un alt aspect, vara, când se circulă foarte, foarte mult cu el și accelerat la maxim, dacă mergi foarte mult cu el accelerat și cald afară, are un senzor care oprește motorul, efectiv nu mai poți să-l pornești. Trebuie să-l lasă să se răcească o jumătate de oră, o oră, până se răcește și pe urmă poți porni din nou, ca să nu se distrugă motorul. Motorul sună foarte bine. Este foarte bun modelul. Și pentru delivery și pentru acasă. Are o singură suspensie, un singur arc pe partea aceasta, modelul acesta, cele de 125 au două, au și în partea asta. În momentul când punem piciorul lateral, s-a oprit motorul. Închidem contactul și asta a fost tot. Vă doresc o zi bună!